Vă salut băieți, bine v-am găsit la un nou clip de pe Metin2ro, eu sunt Taker, vă urz o vizionare cât mai bună. Fraților, mi-am făcut comandă în sfârșit de braț pentru microfon. Deci microfonul ăsta o să fie agățat de un braț. Trebuie să vină foarte, foarte fresh, bă, un braț, bă, strong, rău de tot. Deci chiar un braț strong, de la făcut la sală, cum trebuie. Și acum, eu mă gândesc, bă, unde să naiba să-l pun pe birou, pentru că am văzut foarte multe comentarii de-a lungul timpului că, bă, vezi că se aude click-ul la sol și tastatura. Și lucrul ăsta e datorită faptului că microfonul oricum stă pe masă, lângă tastatură și mouse, și doar de asta mă gândesc. Așa că cel mai bine o să iau un braț, adică o să iau un braț. Deja s-a luat brațul, o să vină și o să avem microfonul pe undeva pe aici, mă gândesc că o să fie, deci super, super top. Bun. Până una alta, fraților, începem clipul cu o prestare de cont pe serverul Carpathians. Un cont de nivel 115, care o să vină fără armă, pentru că arma cred că e vândută deja, dacă nu mă înșel. Dar vă arăt imediat cum stă situația pe cont. Deci este vorba de un ward de level 115, cu full peuri, biologul terminat, armura Aurora 2 KPV 15 vânt, coif cu 15 vânt, titan plus 9 cu 12 putere, îmbrățară 15 vânt, colier lacrimo 500 PV, 10 critică, 6 metine, cercei smaral plus 8, curioa spletului plus 8, papuși de foc plus 8, eșarfă de 24, 7 medie, 1 blocare, 1 pătrundere, 4 inventari deschise, niște ghiare șarpe foarte, foarte frumoase, 4 medie, 1 mob, 2 abilitate care fac 6, 2, 3, deci altceva. Mai avem niște opere, de cercei smaral plus 9 cu 20 diavol, setul cu drop, caractere de cioburi pe schimbă, după cum ați văzut, pet de 102 zile, pet de nivel 63, care nu știu ce tip este, dar o să-l verificăm imediat. Și dacă, ia să vedem, tip 6, bun, frumos, chiar frumos. O să deschid și cuferile astea și dacă cumva o să pice o medalie a dragonului, o să merg să vă și arăt damage-ul, pentru că damage-ul oricum, bine, oricum o să merg să vi-l arăt, fraților, dar trebuie să țineți cont că contul o să vină fără armă, deci arma asta nu este odată cu contul, dar vă puteți face o idee de damage-ul pe care ar putea să-l aibă dacă voi ulterior v-ați gândit să vă cumpărați o armă de genul pe acest cont. Oricum ar fi, nu avem Berserker, antrenament vânător, pentru că petul este nivel 63 încă, deci mai ai treabă pe cont. Avem și site-uri de art pe care nu o să le băgăm, avem 426 de atacuri site, deci foarte, foarte multe. Alchimia, o alchimie mitică, formată dintr-un diamant perfect full, un rubin clar full PVM, un jad max PV, refacerea asta nu prea ce trebuie, un safir strălucitor, war shaman lican, care chiar e ce trebuie, Onyx full și granatul să fie. Deci, bă, un cont, aș putea să zic, foarte decent, un cont care se vede că a fost muncit la treaba lui, dar proprietarul actual nu mai are timp de joc și, bă, acum a contactat, mi-a zis, bă, Taker, hai, fă și tu o prestare, că eu nu mai joc oricum. Și am zis, bine, mă, hai, facem așa. Bă, nu prea găsim, deci cu toate reproșurile asupra aduse serverului Carpathians, abia am găsit un boss, deci, mamă, și dăm 20k în crab, fără attack site, fără berserker antrenament sau vânător, fără, wow, 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 super bine. Mamă, da, bine, avem și talismanul ăsta, forță, cu 25 gheață, 3% apărare, superb. Bă, ce să mai, deci cam ăsta e damage-ul în crab, fraților. Cred că asta spune tot, pentru că este cel mai greu boss din Nefrit de bătut. Băgăm și o critică și o pătrundere, că de ce nu, dacă tot le avem la îndemână. Și când intră în protecție să dea 10k, chiar mi se pare un damage foarte, foarte bun. Nu zic, dă și crabul ceva, dar slabe șanse, adică slabe șanse, șanse imposibile să ne bată. Și fără mănușă, uitați pe fraților cât a drop-ul. Practic, tu, ca să faci pe tot ăsta level 81, doar vii aici, bas boss, iei arme, le bagi în peci, tot așa. Cam asta e treaba, fraților. Eu am fost Taker și hai să revenim la clipul propriu zis. Bun, băieți, am revenit foarte, foarte lejer și scurt și la obiect pe serverul
Tiger Ghost. Deci avem un Sura de nivel 125, campion mai exact, cu 1, 2, 3, 4, 5 P-uri, M7, M10, 11 puncte la precizie, 28 de puncte la cal, M3 respingerea, biologul care este la tablițe și partea cea mai interesantă a acestui cont este alchimia, care valorează peste 2500 de once, anume avem un diamant excelent WPC cu valoare atac, rubin strălucitor full PVP, jade excelent max PV refacere regenerare, safir excelent trăitare, granatul strălucitor full și onyxul excelent full. Și contul se poate da și cu acesta la store, tip 5, berserker antrenament vânător. Bă, super cont, nu ai ce. Mai avem încă o șamancă de level 100 și un ninja de 105 sau 115, nu mai știu sigur, pe platformă. Dar vă las să-l descoperiți voi dacă sunteți curioși. Deci tip 5, 11 pătrundere, 14 atac, 9 mob. Deci dacă sunteți interesați, fraților, mesaj pe Instagram, shop-ul Making2Ro și vorbim acolo. Bun, hai, trecem la clipul propriu-zis. Fraților, revenim frumos pe Tiger Ghost, pe sura 1 de nivel 66. Și m-am decis ce o să fac cu el. Deci chiar m-am decis să vă zic în clipul de azi tot legat de viitorul Suraului. Și dacă sunteți și voi de acord, așa o să facem. Oricum, multă lumea am văzut că a zis vindem tot. Deci cel mai probabil asta o să facem, dar o să vă zic imediat cum stă situația. Uite că avem și ceva noroc pe ziua de azi. Costumul aur ăsta, cât mai e, mă? 176. Hai să-l mai creștem puțin pentru că mai avem aici câteva rune. Vreau să-l duc pe ăsta neapărat 250, deci cred că o să fie itemul meu favorit de pe cont. Fără doar și poate. Bun, level 176, încetul cu încetul crește el, nu este niciun stres. Presupun că știți, fraților, cum stă situația și cum plusăm noi, cum deschidem de fapt cuferele astea dragon alb greu. Ideea stă în felul următor, din cuferele astea poate să spice o armă care poate să coste chiar și 5000 de oni. Credeți-mă, cineva a prins un evantai 4-2-4 și s-a dat instant. Da, ce să zic, aia e. Încercăm și noi să facem un episod în căutarea profitului de 5000 de oni. Măcar, bă, măcar 1000, nu neapărat evantai. Dar să-mi dai și mie o sabie bună sau niște pumnale, că poate ne apucăm și noi să le creștem. Știi ce zic? Hai să începem cu primele 10, frate. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamă, bă, dar nu mai pagubă. Nu mai pagubă, bă, n-am luat nici măcar. Bă, nu că n-am luat nimic. Nici, bă, un singur schimbă, un vrăjește obiectul, ăsta a fost tot. Dacă îmi dai 10 semi pe lintele ăsta, ești numărul 1. Dar nu mi-a dat, mi-a dat 10 critică. Și dacă aș fi vrut pe colier 10 critică, nu dădea. Hai să continuăm. 1, 2, 3, 4. Pumnal șarpe, bun. Magazin primul personal, super. Super. Bun așa, ăsta fix de ăsta am nevoie, frate. Dă magazine premium personale că sunt super bune. Sunt binevenite. Hai să continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bă, dar niciun upgrade. Băi, băieți, voi vedeți așa ceva? Bă, Rage Quit V5 să fie ăsta, dar nu cred. Ia să vedem pumnalele. 2 abilitate. Bă, ce e asta? Hai să continuăm. Bă, pe astea le deschidem repede. Ia uite, 30 de arme nordice. Așa da. Așa da. Bun. Ăstea chiar le vreau. Hai mai încercăm o dată una repede. Da, nu cred că au vrut. N-a dat nimic bun. Tot magazinele primele personale astea le lăsăm aici. Bă, mai avem 50. Și situația nu este deloc grozavă, cum este acest dragon nordic grozav, dar hai să vedem. Magazin premium personal, bun, 14 zile de magazin premium personal, așa da. Bă, ne-a dat 10 orișoane mici, fraților, până în momentul de față. Sticlă de negoț, bun, perla albă sclipitoare, nu e rău. Deci chiar nu e rău deloc, dar șanse. Uite, un nou dragon alb, ăsta da. Ia uite, piatra armă nordică, bun. Schimbă. Ăsta da, ăsta a fost frumos. Hai să vedem și schimbă ăsta. 20 vampiri. Mă, nu vrea, mă. Dacă nu vrei, nu vrei. Ce să mai facem? Perlă vișinie sclipitoare, cap dragon alb, evantai, gheară, licență mercenar, piartă armonorică 60 până în momentul de față. Bă, nu e rău, pentru că din pietrele astea norice chiar am scos ceva bani. Hai să continuăm. Piatra armonorică 75 la număr. Super. Hai, mă, ne mai dai și nouă una. Ia uite. Nimic.
Nimic, mamă, ne-a dat și lamă și pumnal. Una după alta și... Ne-a dat... Încă un magazin premium personal, băi, 21 de zile de magazin premium personal. Nu-mi vine să cred, 75 de arme nordice, de-astea fără plus. Și 13 orisoane mici, din care poți să faci... Bă, dacă ți intră ceva bun pe orisoanele astea, chiar poți să faci bani. Bani frumoși, nu știu pe ce să bag orisoanele astea. Deci chiar nu știu. Mamă, nu știu dacă vreau să continui cu PvP-ul. Bă, nu știu nimic în momentul de față, fraților, și cred că itemul pe care o să băgăm orisoanele în momentul de față o să fie... Mamă, dar și la scutul ăsta are 45 PV de care nu m-aș lipsi, chiar nu m-aș lipsi, fraților. Pe 6-7 culmea că stăm bine pe marea majoritate a itemelor în momentul de față. Și dacă nu mă înșel, stau bine și pe restul... Ia, bucat de piatră. Stau bine și pe restul itemelor de pe celelalte conturi. Nu știu ce să fac. Băi, deci chiar nu știu ce să fac în momentul de față. Hai să vedem cum stă treaba cu dragonul ăsta alb. Bă. Not face to face. No. Red Revenge. Că nu, chiar vreau să nu fac o braslă. Deci chiar vreau să nu fac o braslă pe Tiger Ghost pentru că merge treaba prea fresh. Mamă, 2% apărare are asta. 1% pe me, 1,1 PV. Bă, deci dacă e tip 5 sau tip 6, facem. Mamă, e mare rău de tot. Nu, tip 4, băi. Mamă, și era super mare ăsta, dar oricum îl păstrăm așa, ăsta o să-l păstrăm să facă zile, că e chiar frumos, nu am ce să-i zic. E un pet destul de frumușel. Crafturile astea, piatra mănuși nu orice, iarăși nu mai avem nevoie, sabie cursavă nu avem nevoie. Din astea, cred că ne-am recuperat vreo 40 de uni, ca să zic așa, din upgrade-uri. Deci treaba chiar stă super bine, 40 de uni și 20 și 1 de zile. No. Sorry. Și 21 de zile de magazin premium offline. Bă, ăsta e de shop offline. E super bine, fraților, credeți-mă. Deci chiar nu vine să cred lucrul ăsta. Am ieșit tank. Ia să vedem și biologul ăsta ce zice. Mai avem 18 ore. Nu zice nimic aparent. Mamă, băi, deci mie... Bă, nu, aș vrea să mai încerc pe scut. Hai, mă, că încercăm pe scut, fraților. Încercăm pe scut orisoanele astea. Unul eșuat, doi eșuat, trei a mers. A mers. Și primul bonus sau al cincilea trebuie să fie, plus ceva la sută. Max PV plus 50. E posibil așa ceva? Bă, nici nu știam că se poate max PV plus 50, mă credeți? No, hai să continuăm. Schimbare eșuată. I-am schimbat cuiva pe Tempest 3 bonsuri la rând. Mare noroc. Haide, mă. Eșuat. 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 Haide, mă, bă. Haide, mă. Eșuat. 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 Eșuat și eșuat. Mamă, l-am făcut din ok în prost, rău de tot. Hai, hai să mergem și noi în bazar să vedem cum stă situația, fraților. By the way, ieri am făcut un... Bă, dita mai profitul, deci vreau să vă zic cum stă situația. Chiar am făcut un profit enorm, aș putea să spun, pentru că am făcut două diamante full. Mă rog, full. Unul este, arată în felul următor, un diamant excelent, așa. 600 de uni, fresh, de vară, dublu PC. Și am mai făcut unul cu dublu PC cu valoare atac magic, care a fost vândut la nici mai mult, nici mai puțin de 700 de uni. Deci, tank. Ce poți să-i cer mai mult? Tank, tank, tank. În momentul de față, eu aș mai vrea să mai creez încă câteva shop-uri. Și piatra lunii asta o să scoatem. Deci chiar mă bucură faptul că mi-a dat atât de multe shop-uri. Deci sincer. Asta da. Băi, chiar s-a făcut treabă. Uite, piatrele astea epice house o să le păstrez în momentul de față. Nici nu știu câte mai am. Și unde mai sunt. Deci, cred că le-am pus în depozit pe marea majoritate. O să mai împun. Nu știu dacă o să-mi pun iteme la vânzare de acum. Vă zic sincer, chiar nu știu dacă o să mi le pun la vânzare de acum.
Uite, 10 aici. Mai avem 26 de iabi în momentul de față. Mai avem vreo 104 magice. V-am promis că o să dăm... că o să mai dăm un talisman. Cine știe. Ia să vedem cum este situația. Parcă mai avem ceva pe aici. Ladă, de asta. Ladă, frumos. Trebuie să ne facem și noi shop-ul acum. Ce să mai... Ia uite, piatra armă nordică, frumos. 120 aici și de-astea cu plus. Bă, știi ce care-i faza? Eu le țin pe astea. Că de ce să le vând când la un moment dat o să am nevoie de ele? Cine știe? 120 și când mai deschidem și noi niște cufere, le las acolo. Bam, bam, mai intră un ban. Știi ce zic? Uite, de asta nu mai am nevoie. Acum se iau și itemele de care chiar nu mai am nevoie. Așa, uite, 15, 15, 15, 10, ăsta nu am nevoie. Ăsta să zicem că-l mai țin. Ăsta nu mai am nevoie de el. Ăsta cu 10 semi nu mai am nevoie de el. Permise de trecere iar nu mai am nevoie de ele. Armura asta cu 15 magie din valoarea totală o mai țin. Arcul ăsta e blestemat, deci blestemat. Poate în clipul viitor o să mai încercăm un try dark, cred că atât. Permise de trecere asta nu mai avem ce face cu el, că nu putem să facem nimic. Da. Cam atât. Nu e rău. Ia să luăm aici toate obiectele, obiecte cu JD-uri. Mănâncul de cașmir, l-am luat, totul elegant. Okidoki. Și să vedem ce iteme mai punem. Mănâncul de cașmir, bă, l-am luat. Am zis că l-am luat, dar uite-l aici. Toate shop-ul, îl punem în continuare la shop-uri. Instagram și pune un fel următor. Regina melei 3 uni. Lejer. La capitolul alchimie, nu știu dacă am mai dat în alchimie pe ăsta, uite că am mai dat puțin aparent. 8 uni, e full. Un safir legendar 2 uni. Să fie, mă gândesc. Rubin. A, uite, 3 uni 55. Foarte lejer. Diamant 1 în 35. Jad 1 în 14, cred. Nu mai știu. Granate. Bă, astea și ceva le las le și cineva frumos. 64 KK. Onyx. Pune și noi 79. Celeuri 2 în 37, să fie. Arma asta, bă, o să o las 15 ONI, că și nu s-a dat. Piatra lunii, bă, o mai țin, că nu am de ce să o vând acum. Astea ar veni 8 oni. Ăștia cu 20 drop 13 oni. Ăștia foarte frumos 15, 15, 15, 10. Nu știu, mă gândesc, bă, la un 15 oni s-ar da. Ăsta ar veni undeva la 5 oni cu 10 semi. Ăsta cu 1515 sabie, foarte frumos, 20 de oni. Iabi 5 oni. Piatra lunii, bă, dar parcă am nevoie de asta, hai să mai țin. Ăsta, iarăși foarte frumos, 20 de oni. 12 int, 10 semi, superb. Ăsta, 2K, 10 critică, 10, 10, foarte frumos, din nou, 20 de oni, cred că e un preț mai mult decât corect. Coif, ăsta e plus 9, 15, 5, 20 de oni. Bun. Bă, și în mare parte cred că cam atâta. A, bă, uite că mai am un Onyx. O, mamă, de când am dat eu un Onyx? Vai, Doamne. Nu am inel. Nu am inel. Onyx, mitic. 14 ONI. 14 ONI Onyx-ul mitic. Da, cam asta e, fraților. Bă, ce să zic, am ieșit puțin pagubă, dar avem 28 de zile de magazin premium personal. Adică lucrul ăsta e super. Deci din, cât mai sunt, mă, nordicele alea? Să nu mă uit așa de curiozitate. Nordice.
15 bucăți sunt vreo 7 oni și am luat 35 de oni doar din pietre, plus celelalte, cred că, ia, nordică cu plus. Mamă! Mamă, dar sunt și astea. Deci vreo 45 de oni, 50 de oni doar în itemele de upgrade. Ce să mai zici? E chiar top. Bun, bă, băieți, cam atât clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare noi ne auzim cu bine. V-am pupat! Ciao!